Astăzi, în Biserica Ortodoxă pomenim pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, pe Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei și pe Sfântul Ioan Rusul. În timpul războiului dintre Imperiul Roman și cel Persan de la sfârșitul secolului al III-lea, împăratul Dioclețian și ginerele său Galeriu au hotărât să îndepărteze pe toți soldații creștini din armată, acuzându-i de slăbiciune și de căderea Imperiului, pentru că, spuneau ei, aceștia nu ar fi luptat cu destulă vitejie. În curând, ceea ce la început a pornit ca o triere a recruților în oastea imperială, s-a transformat în persecuție împotriva creștinilor, deoarece cei doi împărați au început să-i urască pe toți cei ce credeau în Hristos. În acest context, ordinul dat de împăratul Dioclețian a fost acela de a executa orice ostaș care ar fi refuzat închinarea la idoli. În Rostorum, în provincia Moesia Inferior, se afla cantonată o legiune romană. Aici, un ostaș creștin pe nume Iuliu, deși era veteran deoarece participase la alte 6 războaie și s-a distins în luptă, a fost adus în fața guvernatorului Maxim, pe motiv că refuzase închinarea la idoli. Maxim, cunoscându-i trecutul, a încercat prin cuvinte blânde la început să-l înduplece pe Sfântul Iuliu să se închine statuilor zeilor, însă acesta i-a răspuns cu hotărâre. Hristos a murit pentru păcatele noastre, ca să ne dăruiască viața cea veșnică. Hristos, Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Pe acesta, dacă îl va mărturisi cineva, va avea viață veșnică, iar cel care îl va tăgădui va avea o sândă veșnică. Dacă voi muri înaintea Domnului Hristos, voi trăi în veșnicie. Orice altă încercare din partea dregătorului, chiar și banii pe care acesta a vrut să-i ofere, toate au fost în zadar. Veteranul Iuliu a rămas credincios lui Hristos. Văzând acestea până la urmă, Maxim, dregătorul, a poruncit să-i se taie capul. Pe când era dus la locul de osândă, ceilalți ostași și-au luat rămas bun cu lacrimi, deoarece multora, mucenicul lui Hristos, Iuliu, le salvase viața în războaie. Determinarea și credința sfântului mucenic Iuliu i-a îmbărbătat și pe ceilalți ostași creștini închiși, care au rămas și ei statornici în credință, primind mai târziu cununa muceniciei. Tot astăzi pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Terapont. Sfântul Terapont a fost episcopul Sardei în vremea împăratului Iulian, iar prin învățătura sa a întors pe mulți păgâni de la închinarea la idoli. Pentru faptele sale de propovăduire, arhiereul lui Hristos Terapont a fost prins și dus în cetatea Frigiei, unde a fost închis pentru o vreme, iar mai apoi a fost dus în cetatea Galației, fiind chinuit, înfometat și însetat. În cele din urmă, păgânii l-au dus în cetatea Lidia Traciei, aproape de râul Ermina, unde Sfântul Sfințit Mucenic Terapont a fost înjunghiat pentru Hristos, primind cununa cea nestricăcioasă a biruinței asupra morții. Tot în această zi, în Biserica Ortodoxă pomenim și pe Sfântul Ioan Rusul. Cel mai probabil, Sfântul Ioan Rusul s-a născut în anul 1690 și a fost soldat în armata țaristă a lui Petru cel Mare al Rusiei. Într-una din luptele cu otomanii, Sfântul Ioan a fost făcut prizonier, fiind trimis într-un ținut aproape de Cezarea Palestinei și dat ca rob unui agă, ofițer turc, care conducea o tabără militară de ieniceri. Pentru că era creștin, era chinuit zilnic, fiind disprețuit de otomani, însă toate le-a suportat cu răbdare și stăruință. Până la urmă, răbdarea și blândețea sa au potolit cruzimea turcilor, care au început chiar să-l numească sfânt. Într-una din zile, pe când stăpânul său se afla la Mecca, în Arabia, Sfântul Ioan i-a trimis acestuia mâncare prin Îngerul Domnului. Iar când aga s-a întors după 3 luni,
arătat celorlalți farfuria cu semnele taberei pe ea, mărturisind tuturor minunea. În anul 1730, după ce Sfântul s-a împărtășit pentru ultima oară, a plecat la Hristos, către veșnica bucurie și fericire, ca un mărturisitor al Ortodoxiei printre păgâni. Otomanii au dat trupul său creștinilor și a fost îngropat cu mare cinste a idoma unui stăpân, cel ce fusese rob. După multe peregrinări, sfintele sale moaște au ajuns în insula Evia, unde s-a ridicat o biserică în anul 1951 și tot acolo se află și astăzi.